Ne revedem din nou, iată, după o zi, pentru că o multitudine de faxuri care sosesc de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, cât și de la nivel național către ei și către noi. Am primit dimineață o adresă de la Instituția Prefectului și de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență și în anexă are o hotărâre. Hotărârea numărul 7 din 11.03.2020 privind adoptarea măsurilor necesare identificării spațiilor corespunzătoare de carantinare care să îndeplinească condițiile de a asigura un număr suficient de locuri și condiții corespunzătoare în unitățile administrativ-teritoriale. Aici hotărăște cam așa. Toate comitetele locale pentru situații de urgență în județul Bacău se vor convoca în ședință extraordinară și vor lua măsuri de identificare și închiriere a spațiilor de carantină conform legislației în vigoare necesare pentru carantinarea persoanelor suspecte a fi infectate cu coronavirus și vor transmite Direcției de Sănătate Publică. Toți președinții sau înlocuitorii legali ai comitetelor locale pentru situații de urgență din județul Bacău se vor prezenta joi 12.03.2020 la ora 14 la Centrul de Afaceri și Expoziții din județul Bacău la ședința convocată de președintele Comitetului Județean de Prefectul Județului Bacău. Așadar, am discutat aseară cu câțiva proprietari ai pensiunilor din oraș, pentru că la această oră nu putem vorbi ceva de spații de cazare pe care le deține Unitatea Administrativ-Teritorială Primăria Municipiului Moinești, decât dacă se va decide să se ia în calcul internatele celor două licee. Dar aceasta în urma unor discuții cu inspectoratul școlar, cu cei de la prefectură. Vom vedea ce ne vor comunica astăzi la ora 14, pentru că sunt sigur că de asta ne convoacă să impună unele măsuri la nivel județean, să știm cu toții ce transmitem în teritoriu, ce transmitem instituțiilor și persoanelor fizice din fiecare localitate. Așadar, în urma discuțiilor cu cei care au pensiuni pe raza municipiului Moinești, nu au fost deschiși și la o colaborare, dar dacă situația o impune, aceste instituții au încheiate contracte cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și în cazuri de pandemie, în cazuri de calamități, în cazuri de situații de urgență, război, trebuie să pună la dispoziție obligatoriu aceste spații. Îi știți pe toți, Parcul Cupinii, Decarox este Devisul, Decarox Zorilor, Cantina Trustului, da? Brebocom Devis, Comandi Mario, Siltur Royal. Toți știu de acest lucru, în momentul de față au cazați, au contracte încheiate pe perioadă mai lungă cu cei care prestează activități prin Moinești sau prin apropierea municipiului Moinești. Astăzi voi transmite o hotărâre, vom stabili printr-o hotărâre că nu am identificat spații de cazare disponibile pentru în acest sens, dar dacă situația o va impune, cu siguranță vom proceda la ducerea, la îndeplinirea contractelor care sunt deja încheiate. Am stabilit tot ieri ca medicii de familie să transmită către noi dacă sunt persoane care au sosit. Iată, acum a venit o adresă și o să o transmită poliția locală și domnului comandant de la doamna Liliana Tincu, precum că mai sunt două persoane care sunt întoarse în zonă și sunt carantinate la domiciliu. Vă consult și pe dumneavoastră dacă sunteți de acord și să emitem această hotărâre prin vot deschis, prin a comunica că nu am identificat încă aceste spații pentru că nu și-au dat un acord proprietarii, pentru că nu este cazul încă să punem la dispoziție cele două internate ale liceilor din oraș. Cine este pentru? Mulțumesc. Dacă e cineva împotrivă, dacă se abține cineva? Nu. Acesta este scopul întâlnirii de astăzi. Celelalte măsuri, vă spuneam, sunt duse la îndeplinire. Acum au mai venit câteva poste repliante pe mail și am și dat colegilor mei să le listeze pe A4 și A3. Vor merge agenții de poliție locală și cei de la inspecția comercială să le lipească, să le afișeze pe spațiile agenților economici în oraș, pe panourile electorale. Sunt niște postere de prevenire ce trebuie să facem în cazul în care avem simptome care și-ar plia pe acest diagnostic.
cât și ceea ce trebuie să facem ca să prevenim această situație. Dacă vor fi informații noi și e necesar convocarea dumneavoastră, vă rog să aveți telefoanele deschise, să putem convoca și să intervenim acolo unde este cazul. De asemenea, domnul comandant de la pompieri este aici, suntem în legătură directă permanent, la primărie este program 24 de ore din 24, dacă sunt sugestii, dacă sunt propuneri, sau dacă identificați ceva care trebuie comunicat, vă rog să comunicați de urgență, să luăm măsurile ce se impun. Am văzut o știre, pentru că este aici și Părintele Protopop, o știre prin care la nivel național a transmis Arafat ca slujbele religioase, dacă se poate, dacă pot fi ținute și în aer liber, e un plus ca să evităm aglomerarea din biserică. Altă informație nu am la această oră. Dacă de la județ ne va da o informație la ședința de la ora 14, vă voi comunica. Mai tare. Ținând cont de panica care s-a creat, sigur nu va fi o aglomerare. Da. Și aglomerare va fi probabil la nivel de urban. Aici avem posibilitatea de a se sluji afară, atât la Sfântul Nicolae cât și la Sfântul Gheorghe. Însă vom vedea, vom ține. Da. Noi am avut o întâlnire cu preoții astăzi și a spus că orice noutate va fi transmisă și vom vedea. Am comunicat printr-o adresă ieri să ia și dumneavoastră măsurile care se impun privitor la dezinfectarea mâinilor, la aduce la cunoștință populației ce trebuie să facă în cazul de asta. Da. Vă mulțumim. La școli, activitatea suspendată, spitalul e în carantină în ceea ce privește vizita celor din exterior, nu? Da. Și centrul rezidențial, același lucru. Grădinița de acolo s-a suspendat. Creșa este închisă, medici de familie și doamna doctor Tefereș aici, care face parte din comitet, stă la dispoziție pentru orice. Partea cealaltă, poliția, jandarmii și pompierii sunt atribuții care le îndeplinesc, ținem legătura permanent. Da? Vă mulțumesc! Să aveți o zi bună și liniștită!